În ciuda vremii capricioase, Târgul Dulce, ca mierea, a adunat producători din județ și din împrejurimi. Vedete au fost mierea și derivatele din miere. Suntem la un târg tradițional pentru prima dată. Sunt un apicultor începător și am venit să vând produsele obținute cu muncă grea de apicultor. Ei știu mai bine ce înseamnă să fii apicultor. Avem miere de salcâm din județul Buzău, miere de rapiță tot din județul Buzău. Județul Buzău este un județ cu toate formele de relief, deal, câmpie, munte. De aceea avem și muguri de brad, avem și miere de mană de brad, toate sortimentele. Avem un județ bogat. Și dulcețurile au fost la mare căutare, alături de brânzeturi sau obiecte ale artiștilor populari. Eu le croșetez, da, cu mare drag, pe fiecare în parte, la diferite personaje, da, și fetițe, da, fetițe tradiționale. Și mă bucur că sunt apreciate și de cei mici, dar și de cei mari. Am venit la Târgu Mierii, de la Luniș, cu mult drag și cu multă plăcere. Produsele mele sunt produse bio, naturale, fără conservanți, parabeni, aditivi. Folosesc ceară de albine purificată, deci e un produs apicol. Așa, și am venit aici cu mult drag. Spre surpriza mea am fost întâmpinată foarte bine, cu deschidere la clienți, la persoane. Ok, foarte mulțumită și foarte bine. Păcat că plouă. Evenimentul s-a încheiat cu un concert extraordinar susținut de Dora Gaitanovici, la care au participat de la cei mai mici vizitatori până la cei mai în vârstă. Lumea nu se învârte în jurul tău, nici eu, nici eu. Și dacă mă învârteam cândva, azi e altfel, eu simt altfel. N-ai meritat să-mi fie dor, tu nu poți, nu. În ochii mei pot să mă cânt, pot să mă strigi. Nu aud, nu mă atingi. Aruncă-mă din calea ta spre nicăieri. Vântul mă ridică la cer, tu rămâi la sol cât ai un suflet de fier. Eu te las, nu rămâi. Evenimentul a fost organizat de Aluniș Art Center în parteneriat cu Trustul Campus, iar intenția a fost de a le fi oferite turiștilor alternative la ieșirile clasice în restaurante sau la terase. Foarte bucuroasă și recunoscătoare. Am avut o zi plină și însorită în prima parte a zilei. Are loc târgul de produse apicole și preparate tradiționale, Dulce ca mierea. Este prima ediție și sperăm dintr-o serie lungă de astfel evenimente de la Aluniș. Cu ce i-a atras pe turiști? Pentru că ai turiști aici. Da, avem în primul rând mulți producători de miere, după cum se vede. Este încheierea primului sezon de cules. Ne bucurăm de prezența 11 producători din zonă. Sunt vorba de producători din zona Buzăului, Vrancea și Covasna. Toți sunt certificați cu produs Montan, un brand care sperăm noi să crească și cât mai mulți din producătorii locali să adere la acest tip de certificare. Avem multe obiecte tradiționale și meșteșugari din zona Buzăului, care ni s-au alăturat, mai exact 15. La ora 16, tocmai începe o conferință despre fondurile europene care sunt accesibile în zone rurale. Evenimentele la Aluniș Art Center vor continua și în perioada următoare. Campus TV vă va anunța ce surprize sunt pregătite.